faci tineri? Bine. Cum e acum? Mi-a mai revenit. Îți mai amintești? Da. Mai ajuns aici? Da. Da, și? Și am făcut o greșeală. Știi ce spuneai? Nu. Nu știu. A? Nu prea știi unde te afli? Nu. Nu-i așa? Nu. Însă erai foarte vesel și bine dispus. Da. Nu prea stăteai pe picioare, dar lucrurile mergeau. Acum e bine. Da. De câtă vreme faci tu treaba asta? De 3-4 luni. Cam mult. Nu-i așa? Da. Simți nevoia? Nu. Nu simți. Ocazional, la o distracție. Știi ce riscuri ți-asumi, nu-i așa? Da, moarte. Păi vezi. Dar nu o să mai fac. Ești sigur? Sigur. Minorul și-a cumpărat substanțele etnobotanice chiar de aici, din fața școlii. Dealerul este elev, ca și el, la acest liceu. Băiatul a chiulit de la ore și a mers cu alți trei prieteni și au fumat o țigară. S-a întors la școală și a făcut un circ de pomină. Ce ai fumat? Nici eu nu știu. Știu că le-am cumpărat de la un prieten, nu dau nume, și am făcut-o și m-a luat de cap, cum să spun. Cât ai dat pe țigara asta? 5 lei. Și, na, că-l cunoșteam. După ce am fumat-o, am început a râde. Nu știu cum am ajuns în școală. În timpul pauzei? Nu. Nu am fost la ore. Nu. Și? Te-ai dus la ore? Ce am ajuns în clasă, am vrut să intru. Mi-amintesc că am căzut jos, în fund. Și după pauză. Mi-amintesc când m-au adus la salvare. Bine, să simte copilul este revenit. Vă dați seama că este o experiență pe care o trăiește de câteva luni, așa? Ei sunt niște victime, sigur, au o stare de euforie, el a venit într-o stare de agitație psihomotorie, cu tulburări de echilibru, stare confuzională, dar cu o stare euforică, într-un fel, probabil asta este ceea ce și caută ei. Riscul major pentru el este obișnuința. Protecția copilului face cercetări în acest caz, părinții băiatului fiind plecați la muncă în străinătate. Băiatul provine dintr-o familie destrămată. Părinții săi au divorțat și au plecat la muncă în străinătate. În urmă cu 7 ani, el a fost lăsat în grija bunicii. Lipsa afectivității materne l-a împins pe copil spre consumul de droguri. Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili filiera prin care copilul și-a cumpărat drogurile. Polițiștii au demarat verificări cu privire la incidentul petrecut în unitatea de învățământ din municipiul Vaslui, urmând a se stabili care este natura substanței consumate de minor, precum și modalitatea în care acesta a intrat în posesia substanței respective. Astfel de cazuri nu sunt singulare. Liceenii își pot procura ușor substanțe etnobotanice de la dealerii care își fac veacul în zonă.